identificatorul a ajuns să fie un lifesaver pentru iubitorii de plante tropicale. Pe durata lunilor mai reci, când aerul este uscat, nu doar că le va răsfăța, ci și le va ajuta să-și satisfacă necesarul de umiditate. Când vine vorba de alegerea celui mai bun utilaj, ar fi bine să țineți cont de anumite caracteristici. Condițiile de alegere de umidificator, de aer în care noi respirăm și pentru plante, ele trebuie să fie la egală măsură cum și noi respirăm acest aer. Respectiv, trebuie mereu aerul să fie curat, să nu uităm să deschidem ferestrele înainte de somn sau poate după somn, ca ele să circule aerul bine prin casă. Dar pentru plante, un aspect foarte important este nevoie să excludem curenții de aer reci. Mai ales în perioada rece, dacă noi deschidem fereastră și planta se află alături și se face curent, este nevoie să o dăm la o parte, pentru că planta ulterior poate să sufere. Cantitatea de umiditate eliberată de aparat trebuie să se potrivească cu temperatura camerei pentru a împiedica degajarea prea mare a acesteia și pentru a evita insuficiența ei. Umidificatorul este un adaos destul de fain pentru plantele care necesită umiditate sporită, constantă, cum ar fi calatea. Calatea îi place foarte mult să fie mereu umedă, să fie aerul, nu fie uscat. La fel și palmierii, pentru că palmierii sunt destul de pretențioși în îngrijirea lor și poate o pulverizare odată pe săptămână să nu le fie suficient. Deci este nevoie de exclus aerul uscat total. Ca să mențineți aparatul în funcțiune la maximă eficiență, cel mai bine este să înlocuiți filtrul la fiecare 2-3 luni sau chiar mai des în cazul în care utilizați apă de la robinet. Umidificator, noi îl folosim doar cu apă potabilă, ca să nu fie turnată din robinet, pentru că acolo sunt săruri, depuneri și să excludem defectarea aparatului. Putem să adăugăm și pentru aromaterapie, niște ulei de levanțică sau ulei de pin și în cazul ăsta și noi profităm de o atmosferă destul de faină și cel la fel și plantele. În concluzie, în fiecare dimineață porniți umidificatorul pentru câteva ore. Acesta va fi unul dintre cele mai bune lucruri pe care îl puteți face pentru plantele dumneavoastră.